Vă invit să ne ridicăm în picioare. Deschidem cuvântul Domnului la 2 Corinteni, capitolul 4, citim de la versetul 7 până la versetul 18, pagina 1130 în Sfintele Scripturi. Doi Corinteni, capitolul 4, începând cu versetul 7. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă, fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, după ce în prima parte a capitolului 4 din 2 Corinteni, în continuarea studiului nostru, Apostolul Pavel vorbește despre propovăduirea Evangheliei, în partea a doua vorbește despre greutățile acestei slujbe de propovăduire a Evangheliei și în a treia parte despre pricinile de încredere. Motivul pentru care Apostolul Pavel nu renunță la slujba aceasta de a-L propovădui pe Hristos până la marginile pământului. Și când vorbim despre greutățile slujbei, avem aici o paletă foarte largă de dificultăți pe care le întâmpină omului Dumnezeu și le prezintă sub formă de realitate și percepție. Vreau să vă spun că aceleași lucruri, privite de oameni firești, creează o percepție diferită decât aceea a Apostolului Pavel. De fapt, când privim acest pasaj care spune încolțiți, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți, purtând omorârea Domnului, dar și viața lui Iisus se arată în trupul nostru. Obosiți, dar nu căzuți de oboseală. Și întristați, dar așteptând greutatea veșnică de slavă. Apostolul Pavel ne vorbește despre confuzia din viața multor oameni, dar pentru el lucrurile sunt foarte clare, între percepție și realitate. Acum, care este realitatea și care este percepția aici? Ce se întâmplă de fapt și ce simte și ce vede omul? Asta înseamnă realitate contra percepție.
Dragii mei, realitatea firească, există o realitate firească și o realitate duhovnicească. Întrebarea se pune pe care o percepem noi ca fiind realitate. Căreia îi dăm noi înțeles prioritar? Încolțiți în toate chipurile. Ce face omul firesc atunci când este încolțit în toate chipurile? Se simte la strâmtoare și intră în panică. Vă aduc aminte despre ceea ce profețea omului Dumnezeu împăratului când i-a zis, vei umbla din odaie în odaie. De ce umblă din odaie în odaie? Caută un loc de refugiu, e încolțit, a pierdut războiul și dușmanul îl împresoară din toate părțile, nu găsește niciun loc de siguranță. Realitatea firească a situației lui Pavel, a oricărui om care îl slujește pe Dumnezeu, este că mai devreme sau mai târziu se strânge cercul din toate părțile. Biblia spune că mulți vor fi prigoniți chiar de cei din casa lor. Apostolul Pavel se plângea de dificultățile pe care le avea în biserica din Corint, cu așa zis și frați pe care el îi numește mincinoși. Nu mai vorbim de problemele pe care le are cu păgânii, cu iudeii, cu oamenii din lume. Încotro se întoarce, zidul se apropie de el. Și un om firesc, văzând toate aceste ziduri, apropiindu-se, strângându-l, împresurându-l, încolțindu-l, tendința lui este să capituleze. Dar ascultați! Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. Ce văd ochii firești? Cum se strânge cercul. Dar Duhul vede un loc larg și un câmp larg. Pentru că ochii credinței văd dincolo de cercul acesta care se strâmtorează. Și Pavel spune, da, suntem încolțiți, este o realitate pe care nu putem contesta. Dar noi nu vedem lucrurile în firea pământească. Noi nu reacționăm la percepția firii pământești, ci la ceea ce văd ochii credinței, la ceea ce vede Duhul. Și Duhul vede dincolo de pereții aceștia care ne-au împresurat, de barierele acestea care ni se pun din toate părțile. Să luăm un exemplu din viața apostolului Pavel. Merge la Ierusalim și când ajunge în Ierusalim, acolo este luat prizonier, pentru că iudeii se răscoală împotriva lui. El cere să fie judecat de Cezar și pornește o călătorie spre Roma. Știți ce se întâmplă, dragii mei? Încotro se întoarce omul acesta, se strânge cercul în direcția lui. Din punctul de vedere al propovăduirii din Ierusalim, pare că proiectul este ratat. Se ridică toată mulțimea împotriva lui și este luat în captivitate, este închis. Pleacă cu corabia spre Roma și naufragiază. Ajunge la Roma. Și știți ce se întâmplă? O mare parte dintre iudeii care vin să-l asculte se revoltă, dar sunt și câțiva care primesc învățătura lui. Așa cum s-a întâmplat și când a fost în Atena și peste tot. El așteaptă să fie judecat și urmează să fie judecat, condamnat și decapitat în Roma. Dar omul acesta a văzut dincolo de aceste ziduri, de acest cerc care e din ce în ce mai strâmt în jurul lui. Pentru că Dumnezeu i-a adresat în mod profetic chemarea să predice Evanghelia în casa cezarului și înaintea cezarului și să apere Evanghelia. Asta a fost chemarea vieții lui. Simbolistica acestei chemări este imensă.
Pentru că Imperiul Roman este Imperiul Mondial al vremii respective. Cezarul este un simbol anticristic. Și Apostolul Pavel este chemat de Dumnezeu să vestească Evanghelia neamurilor, dincolo de cercul acela strâmt al Ierusalimului, dincolo de cercul un pic mai larg, dar nici acela prea larg, al Iudeii, al Samariei. El este chemat să propovăduiască Evanghelia până la marginile pământului, așa cum era cunoscută lumea de atunci. Și mai mult de atât, este chemat ca pe scara aceasta a ierarhiei să ajungă în sala celui mai important tron al vremii de atunci. Practic nimeni dintre toți apostolii n-au mers nici mai departe, nici mai sus în propovăduirea Evangheliei decât Apostolul Pavel. Iată de ce el vede dincolo de încolțirea lanțurilor. El vede dincolo de casa aceea din Roma unde avea domiciliu forțat. N-avea voie să părăsească acea casă, era păzit de soldați. De acolo, din casa aceea, Apostolul Pavel continuă să propovăduiască Evanghelia și nu-l poate opri nimic până în ziua de astăzi. Uitați-vă, vă rog frumos, epistolele lui din care se citește în fiecare săptămână, în fiecare duminică, în mii, în zeci de mii de biserici. Miile de cărți care s-au scris ca să interpreteze, ca să deslușească, să explice cărțile lui Pavel. Încolțiți în toate chipurile. Asta vede natura omului, dar ce vede Duhul? Larg, loc larg. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Ce facem noi, dragii mei, atunci când suntem în grea cumpănă? Adică suntem sub presiuni, sub stres mare. Un om care e în cumpănă nu știe ce să facă. Mai degrabă, e foarte stresat. Care este sursa cea mai mare de stres? Când nu știi ce să faci, atunci te stresezi cel mai tare. Dacă ai ști ce trebuie să faci, nu te-ai stresa. Pui mâna la treabă și faci ceea ce trebuie să faci. Când nu știi ce să faci, atunci ești în cumpănă, nu știi ce să alegi, nu știi ce să decizi. Și atunci te stresezi foarte, foarte tare. Cum e posibil ca un om să fie în mare cumpănă, dar să nu se streseze, să nu fie deznădăjduit, să nu fie dezamăgit? Știți de ce? În original, de fapt, aici cuvântul este sub presiune, dar nu o presiune. El este presat, dar nu a ajuns la opresie. Această apăsare nu l-a pasă. Nu-l strivește în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că și noi ajungem în cumpănă. Ce face firea pământească atunci când ajunge în această cumpănă, în acest stres extraordinar? Imediat cade în depresie. Vine o presiune a diavolului, apăsarea aceea care îți spune că nu mai ai nicio șansă, că nu mai ai nicio cale de ieșire. În slujire, în orice slujire, arătați-mi, vă rog frumos, pe omul care are chemarea să facă cel mai mic lucru în slujirea Evangheliei, cel mai mic lucru. Și veți spune, ai mă, că dacă și de la asta mai ajungi să te stresezi și să te amărăști și să fii deprimat și dezamăgit, dragii mei, nu există un slujitor în cea mai mică capacitate în slujirea Evangheliei să nu ajungă foarte des în cumpănă și în dezamăgire. Nu există. Cel mai mic lucru pe care te-ai hotărât să-l faci pentru Dumnezeu, se găsește un agent al satanei să vină și așa să te lovească de să nu te găsești. Să nu te regăsești. Cel mai mic lucru, dacă vrei să-l faci pentru Dumnezeu, te trezești cu un val cât o namilă
că se năpustește asupra ta. Și să știți că am văzut de-a lungul anilor mulți oameni frumoși care ar fi avut o chemare frumoasă din partea lui Dumnezeu. Și că ce-mi trebuie mie bătăi de cap? Ați auzit de vorba asta? Ce-mi trebuie mie bătăi de cap? Mă gândesc în mod deosebit la frații noștri care au fost aleși poate pentru prima dată în Comitetul Bisericii, legerile care le-am avut. În scurtă vreme, unii dintre ei o să-și pună întrebarea asta. Ce mi-a trebuit mie? Bă, nu stăteam eu liniștit în banca mea. Și vin dezamăgirile. Tu mi-am crezut, nu e așa că dacă faci un lucru bun, consider că e bun, nu? Te-ai așteptat să te aprecieze cineva. Acum, dacă nu te apreciază, măcar să te lase în pace. Da, de unde? Pavel merge mai departe și spune, prigoniți, dar nu părăsiți. Pavel este un om care petrece o perioadă îndelungată din viața lui în prigoană, în mijlocul prigoanei, în bătăi, în închisoare. Și la un moment dat face afirmația aceasta, am ajuns singur, m-au părăsit toți. Dar Domnul a rămas lângă mine, spunea el. Vedeți, omul firesc se uită în stânga și în dreapta și spune, nu mai e nimeni, nu mă susține nimeni, nu mă ajută nimeni. Știi ce se întâmplă când ajungi într-o stare, când vine un sol al satanei să te înțepe și să te prigonească? Dom'le, parcă atunci uită toată lumea de tine. Nu și-aduce nimeni aminte. Nici prietenii, nici frații, nici păstorii, nimeni nu și-aduce aminte să-ți dea un telefon să te încurajeze în ziua aia. Și te trezești că ești singur, singurel. Și dacă nu ești un om duhovnicesc, vreau să spun că te-ai înnecat, ți-ai pierdut respirația. Te sufoci. Dar dacă ești un om duhovnicesc, atunci când nimeni nu este lângă tine, atunci când nu primești ajutorul de unde te-ai aștepta să-l găsești, de la oamenii din jurul tău, poate de la familia ta, omul duhovnicesc vede până în cer și îl vede pe Dumnezeu lângă el în permanență. Mărit să fie Domnul! Să știți că de multe ori ajungem dezamăgiți și ne pierdem orientarea, ne pierdem sufletul în mărăcinișul acesta al dezamăgirilor, al chiar depresiei, pentru că avem impresia că suntem singuri. Vă aduc aminte de omul lui Dumnezeu, de Ioan, despre care spunea mai devreme fratele Pavel, că a fost mai mare decât noi toți. A fost mai mare decât noi toți. Și când a ajuns în închisoare, s-a gândit, Doamne, dar era tânăr, câteva luni mai în vârstă decât Domnul Iisus Hristos. În jur de 30 de ani, știu eu. La vârsta aia ești tânăr și te trezești în închisoare, amenințat cu moartea. Omul are o stare de slăbiciune. Cum am avea mulți dintre noi și poate chiar mai rău și trimite să-L întrebe pe Domnul Iisus Hristos, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Vedeți dumneavoastră cât de mare este pericolul acesta de a nu mai vedea lucrurile duhovnicește? De a nu mai vedea lucrurile așa cum le vede Dumnezeu? De a nu le mai vedea prin credință? Vedeți? Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos. Când satana a venit să-L ispitească, în mod foarte subtil a atacat o percepție a firii pământești. Și a spus, te zbați în anonimatul ăsta, în pustia asta unde nici măcar n-ai ce mânca. Nu știe nimeni de tine, nu cunoaște nimeni experiențele tale, ești singur, singurel, izolat. Tu trebuie să fii relevant, să ieși la vedere, să te vadă toată lumea, să sar de pe templu.
Spune Biblia că l-a urcat pe un munte și a arătat toate împărățiile pământului. Ți le dau pe toate. E un loc prea mic aici, prea îngust, undeva în zona asta, în mijlocul pământului, în cerculețul ăsta mic pe hartă, să umbli din loc în loc. Ce e asta? Când tu poți să fii celebru, când tu poți să fii cunoscut de toată lumea. Dragii mei, omul fuge de anonimat și de singurătate. Și mai ales atunci când e persecutat, cum a ajuns Pavel în închisoare, să-i vadă pe toți unul după altul plecând la treburile lor, poate speriați că vor trebui să plătească și ei prețul, să fie și ei închiși. Oamenii l-au lăsat și au plecat. Și când s-a văzut singur, Pavel are puterea să privească dincolo de aceste realități ale firii pământești și îl vede pe Dumnezeu lângă el în celula aceea. Uită-te după Dumnezeu, acolo aproape de tine, în necazul tău, în durerea ta, în problemele tale, în persecuția pe care o suferi. Apoi, trântiți jos, dar nu omorâți. Asta mi-aduce aminte neapărat de Iov. Cât de jos mai putea fi trântit Iov? Știți ce a spus Dumnezeu diavolului? Trântește-l cât vrei tu de jos. Numai nu te atinge de sufletul lui, de viața lui. Și apostolul Pavel spune, oricât de jos ne trântește diavolul, viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Și nu suntem omorâți. Oamenii care ne urmăresc, oamenii care ne vor rău, nu ne pot atinge viața. Viața noastră e în mâna lui Dumnezeu. Toate lucrurile, dragii mei, Dumnezeu le mai dă în mâna oamenilor și a circumstanțelor și ne mai lasă să mai fim purtați de valurile aparent haotice ale vieții. Dar să știți un lucru. Firul vieții noastre este înfășurat pe degetul lui Dumnezeu. Și nu vom trăi niciun minut în minus sau în plus decât a hotărât Dumnezeu pentru viața noastră, mărit să fie numele Domnului. Nu contează falimentele, problemele, dezamăgirile, slujirea ne oferă de multe ori momente de dezamăgire, de faliment, când spui, măi, dar pe ce mă munci și atâta, că parcă nu văd niciun rezultat. Noi evaluăm toate lucrurile în rezultate. Ba, uneori faci și tu, te străduiești să faci, vine unul, risipește tot. Și te gândești, Doamne Iisuse, dragii mei, Pavel spune mai departe, dați la moarte, dar ca să se arate viața în trupul nostru muritor. Oamenii cred că ei ne dau la moarte. În realitate există două feluri de morți. Este o moarte a firii pământești, a naturii noastre vechi. Și este și o moarte acestui trup. În Romani, cuvântul Domnului spune în capitolul 8, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Un slujitor al lui Dumnezeu umblă cu moartea de braț în fiecare zi. Asta înseamnă. Și este o moarte dublă, o moarte a firii pământești, lepădarea de sine, ca să-L poți sluji pe Dumnezeu, dar este și amenințarea aceasta care plutește permanent. Noi trăim într-o vreme de libertate și probabil că nu ne simțim deloc amenințați. Viața noastră fizică pare a nu fi amenințată. Vreau să vă spun că diavolul amenință, fratele Adi vorbea mai devreme de pericolul de a nu ne îngriji de suflet, să ne fie iertate păcatele, că plata păcatului este moartea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu să nu vă fie frică de cel ce poate ucide trupul, ci de cel ce poate ucide și trupul și sufletul. Dragii mei, în seara aceasta, poate suntem obosiți, spune Pavel, de aceea noi nu cădem de oboseală. Păi, asta înseamnă că vine și oboseala. Oboseala, să știți că nu e numai fizică, este și psihică. Nu cădem de oboseală. Și apoi vorbește de întristări, întristările noastre.
Suntem întristați de multe ori. Vreau să vă spun că văd multe fețe triste. Oameni care îl slujesc pe Dumnezeu în fiecare zi și au priviri triste. Suntem întristați. Și e normal să fim întristați. Primul lucru care ar trebui să ne întristeze este păcatul și răutatea din lumea asta. Să ne chinuim sufletele, așa cum și l-a chinuit și Lot în Sodomă. Există un chin al sufletului vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în lumea aceasta. Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Nu se poate să nu se întărâte în Duhul lui. Pavel era în Atena, a umblat, a văzut idolatria de acolo și spune că i s-a tulburat, i s-a întărâtat sufletul când a văzut atâta păgânism și închinare falsă. Dar există și întristări pe care ni le fac oamenii din jur. Și ascultați care trebuie să fie percepția Duhului cu privire la lucrurile astea. Să nu credem așa zisa realitatea firii pământești, care spune, nu mai ai bucurie de când te-ai întors la Dumnezeu, de când îl slujești pe Dumnezeu, ți s-au unecat toate corăbile. Nu mai ai bucurie, nu mai ai tristețe, nu e adevărat. Dumnezeu ne dă bucurii și ne poruncește să ne bucurăm. Bucurați-vă și iar vă zic, bucurați-vă. Bucurați-vă întotdeauna. De ce? În primul rând, pentru că întristările noastre sunt ușoare în comparație cu suferințele Domnului Iisus Hristos. Vorbeam zilele trecute cu mama mea și am întrebat-o cum se simte. Și are un obicei. Când e rău, când nu se simte bine, când are dureri și suferințe, ce mă gândesc la suferințele Domnului Iisus, cât a suferit pentru mine. Și eu merit să sufăr, dar El n-a meritat. Știi că atunci când ai dureri și suferințe și necazuri, e bine să te gândești la Domnul Iisus Hristos? Cum te gândești la El, parcă ți se par suferințele tale mai ușoare. Păi măi, fraților, hai să vorbim acum deschis. Poate că sunt oameni care te disprețuiesc și te urăsc. Cine te crezi tu? Cine crezi că ești tu să te iubească toată lumea? Cine crezi că ești tu să te laude toată lumea și să bată din palme toată lumea și să bată toată lumea pas de defilare prin fața ta? Cine te crezi tu? Păi Domnul Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu. A vindecat, a ridicat poveri, a înmulțit pâine, a hrănit mii de oameni, a vindecat poate mii de oameni. Că Biblia spune că pe unde se duce, acum sunt descrise unele vindecări, dar spune, i-a vindecat pe toți. Și vindecat toate boalele. Oh, câți n-au trecut prin fața marelui medic. Și după ce face atâta bine în jurul lui, și mai ești Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, se întorc toți împotriva lui și spun, răstignește, și îl pun pe cruce și îl răstignesc. Și noi nu permitem o călcătură pe bătătură. Ce să facem? Asta firea pământească, zice. Dar Duhul imediat își aduce aminte de Domnul Iisus Hristos. Spune, o, Doamne, eu nu pățesc nimic pe lângă ce ai pățit Tu. Cu mine, pe mine nici nu mă răstignesc. Pe mine nici nu mă biciuiesc. Și, dragii mei, și când s-ar întâmpla să te biciuiască, și dacă te-ar pune pe o cruce, să știți că mare cinste și onoare, tot gândindu-ne la Domnul Iisus Hristos, am zice, ia uite, Domnule, ce cinste îmi face Dumnezeu să mor exact cum a murit El. Să trec dincolo cum au trecut sfinții de-a lungul vremurilor. Ce onoare! Apoi, întristările acestea sunt considerate ușoare și de o clipă pentru că sunt trecătoare, frați și surori. Mare întristare să aibă ăla care merge în iad, că nu-i se mai termină chinul niciodată. Dar noi suferim pentru o perioadă scurtă, necazuri trecătoare. Trec repede. Și pe urmă vine slava și gloria și bucuria veșnică și viața. Slăvit să fie Domnul! Când suferi și când ești necășit și când ești dezamăgit, gândește-te că iaca acum, gata, se termină toate și ajungem slavă
și în glorie. Și apoi, întristările acestea sunt ușoare pentru că sunt urmate de răsplătire. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre nașterile, despre durerile nașterii unei femei. Și spune că femeia, atunci când e în durerile nașterii, la ce se gândește? La momentul răsplătirii pentru acele dureri, când ține în brațe o nouă viață și copilul acela drăgălaș. Eu am fost martor ocular la 7 nașteri. La 7 nașteri. La 3 n-am fost, că era în România. Îmi frecam mâinile și băteam pași pe culoarele spitalului. Da, la 7 am fost acolo. E șocant! E uimitor! Dureri îngrozitoare. Surorile știu, se desfac toate oasele. Domnule, n-am văzut niciodată durere parcă luată cu mâna instantaneu. În momentul în care s-a născut copilul și a început să plângă și l-ai pus pe piept, i-au trecut toate durerile la mamă. Și e fericită și poate să zâmbească. Și ușurată. Dragii mei, haideți să ne gândim la ce urmează. Prea mult ne concentrăm atenția în mod firesc la necazurile, obstacolele, problemele, lucrurile grele pe care le întâmpinăm în viață. Da, dacă ne-am gândit la parada aceea extraordinară, când batalioanele de învingători care vin din necazul cel mare vor merge pe străzile gloriei, în mijlocul îngerilor și a slavei lui Dumnezeu și se vor îndrepta către tronul sfânt să-și primească moștenirea veșnică. Întristările acestea sunt urmate de răsplătire și Pavel se mângâie cu lucrul acesta. Așa judecă un om duhovnicesc. Or, să mă iertați, ca să-L slujim pe Dumnezeu și să o facem în mod constant, cu credincioșie și chiar cu bucurie, trebuie mai întâi să fim oameni duhovnicești, care văd lucrurile duhovnicește, care văd dincolo de zidurile, de obstacolele, de barierele, de necazurile de o clipă. Și secretul biruinței, că aici este un război între trup și minte, între realitatea firească și realitatea duhovnicească. Ascultați ce spune Pavel în pasajul acesta. Astea sunt cele 3 secrete ale biruinței. Să știți că un slujitor al lui Dumnezeu, orice lucrare ar face, înainte să biruie în afară, el trebuie să biruie în interior. Biruința are loc mai întâi în lăuntru lui și pe urmă în afară. Una din marile probleme pe care le avem în slujire este că uneori ne uităm după biruință în afară și uităm de aia din lăuntru. E o mare pagubă. Știți de ce? Pentru că dacă n-ai reușit să biruiești în lăuntru și dacă nu te-ai înarmat cu o gândire potrivită, transformi și biruința din afară în înfrângere. Mai întâi, Pavel vorbește aici despre comoara pe care o purtăm în noi. Comoara pe care o purtăm în noi. Și întrebarea ar trebui să fie, purtăm această comoară în noi? Vă rog să observați în 1 Corinteni, am vorbit despre lucrul ăsta la vremea potrivită, 1 Corinteni, capitolul 2. Apostolul Pavel vorbește corintenilor și le spune, cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere,
pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și acum, ce spune în pasajul acesta în 2 Corinteni 4? Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Vasele astea de lut care, Doamne Dumnezeule, tot se ciobesc și tot se fărâmițează și tot se crapă și troznesc din toate ghieturile vasele astea de lut. Sensibile și casante. Daniel e o comoară. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi, mărit să fie numele Domnului. Da, ești sensibil. Da, te simți încolțit. Dar în tine este o mare putere, este puterea lui Dumnezeu. Și lucrarea pe care am fost chemat să o facem, nu o facem cu puterile noastre, o facem cu puterea lui Dumnezeu. Succesul lui Pavel n-a stat în erudiția lui, n-a stat în ceea ce a învățat la picioarele lui Gamaliel, măcar că nimic din toate acestea nu sunt de disprețuit. Dar el le-a considerat un gunoi pentru că în slujire, dragii mei, vreau să vă spun că nu-l impresionăm pe diavolul cu niciuna din capacitățile noastre omenești. Dacă este vreunul aici care are impresia că cu capacitățile, cu mintea lui inteligentă, poate cu puterea lui fizică, îl poate intimida pe Satana, se înșală amarnic. E și mai deștept ca noi și e și mai tare ca noi. Ce e mai tare ca Satana nu suntem noi, ci este ceea ce e în noi, mărit să fie numele Domnului. Iată de ce spunea că cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în lume. De aceea, dragii mei, noi mergem în lupta aceasta. V-ați gândit vreodată cum arată o armată din vase de lut să meargă la război? Mai ales în vremea de azi cu bombe și cu... Păi acolo numai cioburi, praf și pulbere rămâne. Ei, nu... Pentru că în aceste vase de lut este o mare putere. Și știți când puterea aceasta se arată? Când se sparge vasul. Atunci când noi nu mai suntem nimic. Atunci când Dumnezeu este totul. Vreau să citesc din Doi Timotei. Din capitolul 2, de la versetul 20. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curăță de acestea, de păcate, de pofte, de ispite, de tentații, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Dragii mei, știți ce trebuie să facem noi cu vasele noastre? Fratele Adin le numea mai devreme temple. Sunt temple. Așa slabe, așa casante, așa cum sunt ele, sunt temple. Știți în ce stă valoarea templului? Știți în ce stă valoarea vasului? Nu în tăria lui, ci în curăția vasului. Vasul e de valoare și e puternic atunci când este curat. Comoara care a pus-o Dumnezeu în noi este Duhul Sfânt și Duhul Sfânt locuiește într-un vas sfânt. Prioritatea noastră nu este să îngroșăm obrazul și stomacul. Cam auzit eu vorbe din astea, că trebuie să ai stomac de nu știu ce și să ai obrazul gros ca să reziști. Nu, nu, nu. Lasă vasul să fie casant și sensibil. Ceea ce trebuie să facem noi, prioritatea noastră este să sfințim vasul, să curățim vasul. Doamne ajută-ne la aceasta. Un vas curat este folositor stăpânului. Acela e un vas puternic și invincibil. Pentru că unde e sfințenie, este și slava lui Dumnezeu. Și apoi, vă rog să observați, vorbește aici Pavel despre credință, o credință care vorbește. Și zice el, însă fiindcă avem același duc de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut și de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim.
dragii mei, știți care sunt oamenii care falimentează în slujire? Oamenii care nu cred în ceea ce fac. Oamenii care nu cred în ceea ce spun. Când vezi un om care obosește și cade, care este încolțit și fuge, care este trântit jos și moare, să știi că acolo a fost un om a cărui slujire n-a fost autentică. A răgnit diavolul și el doar răgnește ca un leu. Și l-a pus pe fugă. Pentru că nu credea ceea ce spune. Un om care crede în Domnul său și crede în ceea ce spune, este invincibil. Mai bine merge la moarte decât să renunțe la ceea ce crede. De aceea zic, mărește-ne, Doamne, credință. Ajută-ne să facem ceea ce credem. De aia Biblia vorbește de măsura de credință. Trebuie să urci raportat și proporțional cu măsura de credință, că dacă încerci să zici și să faci ceea ce nu crezi, te-ai făcut de râs și ai căzut. Noi credem și de aceea vorbim. O credință care vorbește. Dar despre ce vorbește? Vorbește despre ceea ce vede. Credința noastră vorbește și vede. Știți că credința și vede? Și aici spune, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, la realitatea firească a lucrurilor, cum spuneam mai devreme, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dragii mei, ceea ce vedem, aceea credem, și ceea ce credem, aceea ce trebuie să vorbim. Omul, slujitorul lui Elisei, ce vedea? Vedea numai armata dușmană. Elisei vedea călărimea cerească, armata cerului. Spune, deschide-i, Doamne, ochii să vadă. Și eu mă rog în această seară, deschide-ne, Doamne, ochii să vedem. Să vedem dincolo de zidurile astea, să vedem dincolo de starea noastră, de slăbiciunea noastră, să te vedem pe tine, să vedem veșnicia ta, să vedem lucrurile în care credem și pe care să le propovăduim cu nou elan, cu nou avânt. Și apoi, chemarea în folosul altora spre slava lui Dumnezeu. Secretul biruinței este comoara care este în noi, comoara care este în noi, este credința care vorbește despre ceea ce vede și este chemarea în folosul altora. Și Pavel spune aici că și toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru că harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu ne-a chemat în slujba altora. Însăși denumirea aceasta de slujbă vizează folosul altuia. Și menirea noastră în urma slujirii nu este numai decât să ieșim noi bine. Era o expresie din asta, să ieșim bine. Nu. Că oamenii văd numai până la glazură, Dumnezeu vede dincolo. Ideea nu este să ieșim bine. Ideea este ca tot ceea ce facem noi, un cuvânt rostit, o cântare cântată, o rugăciune înălțată la Dumnezeu, să folosească celor din jurul nostru, să aibă folos pentru cel din jurul nostru. Ăsta e succesul lucrării noastre. Să vedem un om ridicat, să vedem un om îmbărbătat, să vedem un om vindecat, să vedem cum Dumnezeu ne folosește în folosul altora. Noi suntem folosiți. Folosul este în primul rând al altuia, da? Hai că trebuie să spun și lucrul ăsta. Ascultați ce spune Pavel în versetul 14. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Ei, acum slujba e folosul altora, dar vine vremea când va fi și în folosul nostru. Și cuvântul Domnului se va auzi pentru fiecare dintre noi. Vino, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Ai fost credincios peste puține lucruri, vei fi pus peste multe. Acum
slujire în folosul altora. Și credinciosul și slujitorul trebuie să fie fericit și mulțumit atunci când altul are folos de la sudoarea lui, de la slujirea lui. Și nădejdea este că într-o zi și slujitorul și slujiții, și dragii mei, toți suntem, fiecare în parte, și slujitori și slujiți, că ne slujim unii altora. Într-o zi și slujitorii și slujiții, adică toți, vom avea parte de răsplătirea și binecuvântarea cerească. Ne ridicăm cu toții în picioare, mulțumim Domnului pentru chemarea minunată de a sluji altora. Mulțumim Domnului pentru comoara pe care a pus-o noi și îi mulțumim că ne-a deschis ochii să vedem dincolo de barierele fizice ale firii pământești, ale naturii acesteia slabe, casante, un vas de lut, să vedem valorile împărăției lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toți.